Salutare, oameni buni! Bine ați revenit la cariera noastră cu Miuhan 1860. Astăzi începem cu o simulare. Cea mai prostă decizie probabil pe care o puteam face, dar o decizie care ne va duce în sfârșit o victorie în simulare, sper. E echipa de pe penultimul loc, au 9 puncte. Kubo din penalti, se poate. Mușat a făcut 70 între timp. Nu la antrenamente însă, dar Samaris o să facă 70 data viitoare, probabil. Rossi 63 și Samaris, după cum v-am spus, 70 overall, în sfârșit. Echipa noastră începe să arate din ce în ce mai bine, bă, e bine rău. L-am pus și pe Uldrichis aici să facă sprint speed. Să vedem cum o să fie așa, poate merge. Vine cel mai greu meci de până acum, fără doar și poate. De ce? Pentru că băieții ăștia sunt pe primul loc și la distanță foarte mare. Au doar 2 înfrângeri, un singur egal și 10 victorii, 31 de puncte. Noi suntem aici jos pe locul 11, evident, ca ultimii imbecil, dar putem urca. Trebuie să prindem top 3, 23 de puncte, noi avem 16. Nu e mare diferență. Bine, e mare diferență, dar mai este timp mult. Nici n-am ajuns la mijlocul clasamentului, sezonului, pardon. La mijlocul clasamentului suntem, băgai mea. Oricum, jucăm acasă meciul ăsta cu Düsseldorf. O să fie un meci infernal de greu, dar avem echipa asta. Am schimbat locul lui Akinola cu Uldrichis. Mare mutare de mare antrenor, să vedeți ce bine o să meargă. Începem meciul, oameni buni, și să sperăm la un rezultat minune. Au doar 2 înfrângeri, dar se poate, adică ne arată acolo că se poate să-i batem. De ce nu Akinola? Direct în zimăr. Am început tare. Dar oare va da cu capul al nostru Uldrichis? Nu, că dau eu prea tare că-s lăluș. Am dat-o la mama dracu mingea aia. Am bătut-o prost. Nu se putea mai prost, dar e Chowder acolo la recuperare. Mă, e bun al dracu. E bun rău Chowder. Kubo. Atât. Dar rămân acolo, n-a rămas la minge. Dumă. Pasă Akinola către Chowder, rezistă, oare CDM-ul rezistă? Pasează! Aki, da din spate! Arbitre, i-a dat din... Recuperează, ce-a făcut? Marinescu, firar, mama măsia, dracu, scapă acolo, mușat, mă! A scos-o mușat? Da! O intervenție bună. Mușat nu e atât de rău momentan. Bine, n-a fost nici atât de grea intervenția aia. Vandenberg greșește și este gol. Vandenberg scapă mingea în loc să... Am apăsat pe cerc. Pe cerc. Firar, mama măsia dracu. El ce să facă? O scapă. Vandenberg greșește. Dacă și Vandenberg, care e un făr de greșeală. Iată, aoleu, ce am văzut acolo. N-avea ce să facă săracul mușat la șutul ăsta. Aki scoate acolo la margine către Chowder. Vine și Marinescu să ajute atacul. Se apără foarte aglomerat băieții ăștia. Nakamura, Keito, șutul acolo! Curață! Bine, mă! Ăsta e băiatul meu. Keito Nakamura! Japonezul înscrie. N-a mai jucat, ce-i drept. A jucat senzațional când l-am adus. La început, după aia s-a stins, ca toată echipa în mare parte. Dar uite-l, bă, când ai nevoie de el, e acolo pentru tine. Ia uite. Ce șut frumos, bară, gol splendid. Golațu de la japonezul nostru. Golul cu numărul 4 în acest campionat. Pentru un right mid nu e deloc rău, evident. Zimmer va centra, cred că o centrează, dar e Samaris acolo, bine. Grecul minune. Grecul minune, acolo, grecul minune. Aoleo. Noroc că a fost Marinescu pe poziție, că era atât de urâtă acea fază pentru noi. Doamne, doamne. O, se duce acolo, bine. Ia să vedem pe Uldrichis cum aleargă după minge. Noroc are forță, mă, dar uite că a avut și viteza. Ei se duce bine, pasă bună. Nakamura pasă în careu. Ghiul însă, au stat bine. Au stat bine fix pe traiectoriile posibilelor pase. S-a băgat Uldrichis, s-a crăcănat el frumos acolo. Kubo. Bo, hai dribbling, căcat, am făcut 2 ruleturi în loc să fac crocheta, dar e ok. O să intre Sip, n-am mai jucat de ceva vreme în locul lui Kubo. Va trebui să facem o alegere grea la finalul sezonului între Sip și Kubo, pe cine păstrăm. Pentru că va intra Jay Alexander după aceea. A venit și rândul lui, evident, are potențial foarte mare, aș fi idiot să nu-l folosesc. Akinola a obosit destul de tare și nu vreau să-l obosesc și mai tare, că nu vreau încă o accentare acolo, mai ales în atac. Chiar dacă Akinola nu prea mai joacă mare lucru, adică... A intrat Ovus, Uldrichis va fi integralist în meciul ăsta. Vreau să îl văd, ia uite, la treabă. Că simt eu că o să renască. A dat o pasă de gol frumoasă în episodul trecut. După aia s-a accentat și a revenit între timp, că au trecut 3 săptămâni, că a fost pauză competițională.
A, bine acolo Mulder, bravo, bă, și Mulder a jucat destul de bine în ultima vreme, pasa lui Ovusu, hai mă, serios, dacă ieșea acolo mingea aia bine unde trebuia, puteam să avem mare, mare gol din nou. Ulrichis a venit la peste și a demolat Michel Rico, evident. Nu mai am oameni, mai am doar pe Rossi, Mulder a jucat destul de bine, dar va intra Rossi, avem nevoie de un om proaspăt acolo. Ulrichis, bun, hai Kevin, a dat o pasă bună, mai dă una, foarte bine, Ovusu, dă și tu. E prima pasă bună a lui Ovusu. Meciul ăsta foarte bine aici la Camura. Intră în care Ulrichis. De ce stă la margine? Dar tot e bine. Șută acolo Ulrichis. Pară. Gol. Gol. Gol, mă. E gol în minutul ăsta. Meci 3. Nu pot să cred că scoate din nou Ulrichis un gol. A dat bară din șutul lui. Și după aia au vrut să băga mingea în poartă, mi s-a purtat fi offside, de-aia nici m-am bucurat de tare la început. Minutul 93 când s-au dat doar 2 minute suplimentare. Genial. 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 Nu mai zic nimic. Nu mai zic nimic de Ovusu, nu mai zic nimic de Ulrichis. Să câștigăm cu prima clasată, mă. Prima clasată. Pe final, ce-i drept, chinuit. Dar am jucat bine, mă. Meritam victorie. Am jucat foarte bine, cea mai importantă victorie de până acum cu Düsseldorf, am bătut o echipă mare care a fost în prima ligă, în primul sezon cel puțin. Nakamura și Ovusu și Ulrichis ne-au dus victoria, i-am dominat total. Ce dracu, dacă nici acum nu meritam victoria, când dracu, ceau de romul meciului, pasă de gol pentru el. La tackling-uri, cum a stat? Niciunul n-a avut. N-a greșit mare lucru și de are nota atât de mare. Un nou meci greu urmează cu Ingolstadt. Sunt pe locul 11 băieții ăștia, bă. Și putem urca, putem urca. Regensburg văd că au 19 puncte, 15 meciuri, ceea ce e foarte bine, putem depăși, dă-i dracu. Hai să avem două victorii într-un episod. Chiar dacă jucăm în deplasare acum și o să fie greu. Și băieții ăștia sunt la același nivel cu noi, din câte am văzut acolo în campionat. Vom juca însă cu Ovusu și Akinola pentru început în atacul nostru. Și în rest echipa este cea clasică, cu cei mai buni jucători, 70 overall, o grămadă de oameni acolo. Perfect, urmează Marinescu, Nakamura, Mulder. O să crească, e ușor, ușor. Meci mare, meci greu, probabil va fi mai greu decât cel de mai devreme. Adică Düsseldorf ne-a luat de sus, au avut doar două șuturi, niciunul pe poartă, bă. Ai echipă de primul loc, bă. De obicei echipele astea mai mici ne pun nouă probleme mai mari. Așa funcționează, nu știu. Luptăm noi mai agresiv când ne ambiționăm mai tare și, nu știu, le subestimăm noi pe alea mici probabil. Watmore centrează bine Samaris, da, suntem dominați, deci e incredibil. Ne descurcăm fantastic cu prima clasată, nu suntem dominați nici măcar o secundă în meci. Și vine Ingolstadt și ne domină. Bine, jucăm în deplasare, ce-i drept. Avem fanii de partea noastră, dar totuși, bă, pasă bună către prinț. Prințul Ovusu. Dă-o în spate. Dă-o în spate că este Nakamura aici. Creăm un pic de spațiu, o crochetă, două, no. Țeapă, fraiere, Akinola, direct în adversar. Nu mai e nici Aki ce a fost, bă. Aia e problema. Nu, ce pasă chită la acolo, dar scapă-l, dracu, Mușat însă prinde. Mușatul e acolo. Pe ei, pe ei. Mingea ajunge însă tot la ei pe final de prima repriză. De obicei aici se înscrie. E corner. E corner. Mă gândeam că poate o gafă de arbitraj ceva, dar am eu norocul ăsta, băieți, bă, ce dracu. Hai cu capul. Nu, nu, al meu, nu, nu, al meu, al meu, ziceam, al meu. Băiete, tu potolește-te, șutul e bun, și e gol. Cum le iese ăstora șuturile astea imposibile, bă? Cum dracu? Eu nu mai înțeleg să-mi bag picioarele nici ce șut a dat ăsta. Șăptarul lor. Hai să vedem, ia cum s-a dus șutul. A pus latul și a intrat. Du-te, dracu, eu dacă încerc așa ceva din 70 de încercări, dacă intră o dată, îți fericit. Avem nevoie de schimbări la pauză. Akinola și Ovusu. Bine, Akinola a fost slab, va intra Ulrichis. Va intra și Kubo în locul lui Sip, care obosește foarte repede. Momentan doar două schimbări. Suntem careva să zică dominați în acest start de repriză secundă de băieții ăștia. Au tot pasat-o și au tot plimbat-o pe aici, da, și scapă, oh, mușat! Așa, mă, tată! Exact cum făcea Healer. E bine, îl moștenește. Of, 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 hai să vedem, Mulder bate. Oh, Ulrichis! Ulrichis peste poartă, stupesc! Oh, doamne, băiete, nu poți, mă, nu poți tu, nu, nu poți, efectiv, nu poți!
Bine acolo Chowder, pasa, Ultrichis rezistă măcar, mă, omule, că ai 90 ceva strength. E bine, Ultrichis șutează. Spune-mi că a fost devia pentru binele tău, plăvan prost ce ești. N-a fost, evident. Calvao, pasă, evident că e pasă bună. Ai, rockerul centrează și Samaris depășit tot meciul. Samaris, și mai prost meci al lui de când a venit la echipa asta, mă jur. Dacă avem și căcaturi de astea, e clară treaba. Nu putem să avem două meciuri bune. Nu putem. E imposibil să mai avem două meciuri bune în sezonul ăsta. N-ai cum. Nakamura deviază mingea fără să vrea, nu știu. S-a băgat în... A alergat pur și simplu în față și a deviat-o direct în poartă. Capul, ci doamne, este ce... Apărarea mea, nu, din nou, lăsa liber acolo de Samaris. Samaris este pur și simplu în plus pe terenul meciul ăsta. Este pur și simplu în plus. Doamne ferește așa ceva, lăsat din nou în spate, era Samaris, n-avea nicio treabă. Grecul minune e vai de morții lui, e exact ca situația Greciei de acum câțiva ani. Frumos aici, de ce n-am putut face asta mai devreme? De ce? De ce? De ce? Gol pentru Ovusu, dar la ce bun? La ce bun? Aparent jucăm bine numai acasă. În deplasare ne dau băieții cu terenul în cap. 3-1, un scor oarecum mincinos pentru ce s-a întâmplat în meciul ăsta, sincer. Iată, n-am avut noi șuturi pe poartă, ei au avut și posesie. Meritau victoria, dacă e să luăm statistic, meritau victoria. Ovusu, cel mai bun om al nostru, că a dat golul pe final, evident. Pasa de gol a venit de la Nakamura. Samaris a făcut 70, o să-l schimb de aici. Poate o să joace mai bine, cine dracu știe, trebuie să mai crească cine. Marinescu va fi următorul. În continuare pe locul 11, ce frumoasă e viața. Ce frumoasă poate să fie această viață când... Nu poți să ai două meciuri bune într-un episod. Bă, mâncare egal de făceam, eram acum pe locul 10. Da, locul 3, 26 de puncte, noi 19. Încă putem ajunge acolo. Încă putem ajunge. Suntem însă la 10 puncte distanță de locul 2, care duce direct. Dar măcar să prindem meciul de baraj. O să fie greu să promovăm sezonul ăsta, o să fie foarte greu. Oricum, data viitoare, Bielefeld și Sandhausen și probabil vom simula cu Fürth, care s-au dus jos de tot în clasament. Și după aia urmează perioada de transferuri. Aie mă, e bine. Oricum, puteți să-mi spuneți de pe acum, în comentarii, sugestii de transferuri, ce să aducem, ce să schimbăm, pe cine să vindem. Eu mă gândeam să plece Akinola, la sincer, n-am mai jucat nimic de o grămadă de vreme. Nu știu însă cum să procedez. O să ascult și de sfaturile voastre, să-mi spuneți ce schimbăm în echipă, ce aducem, ce vindem. Cam atât. Like! Mare, mare like pentru această serie. Ne auzim data viitoare. Ciao.